Accidentul rutier s-a produs duminică la amiază, în jurul orei 14, pe drumul județean 208, în localitatea Bosanci. Un tânăr de 17 ani din Bosanci, fără permis de conducere, care se afla la volanul unui autoturism Volkswagen Passat, a făcut o manevră de depășire fără să se asigure. Mașina condusă de tânărul de 17 ani a intrat în coliziune frontală cu un autoturism Ford Mondeo, care circula din sens opus și era condus de un tânăr de 29 de ani din Tișăuți. În urma accidentului rutier au fost răniți șoferul, care circula regulamentar, și o pasageră din același autoturism. Cele două persoane rănite au fost transportate la Spitalul Județean Suceava pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.